Nume de scenă. Kintsukuroi. Loc de baștină. Hip-hopul românesc. Trei lucruri pe care nu le suporți. Primele trei întrebări ale acestei emisiuni. Cât ai luat la bac? Băi, aș vrea să păstrez cu Kintsukuroi, așa că vrei să intru în psihotrop sau... Ce vrei tu? Cum te simți tu? Ok, următoarea întrebare atunci. Câte ouă poate să fac o găină într-o zi? Nici asta nu-mi place. Eu răspund la ce-mi place. De ce ți-e cel mai frică? Uite, îmi este frică în unele momente de întrebări de genul ăsta, care nu au nicio nuanță, nicio substanță, niciun substrat și pur și simplu vin către tine nonșalant, dar în același timp ca viteza luminii în vid, însă se vede mai mult vidul decât lumina și te lasă gol. You get me? Ești păi engine? Pe ce gen te-ai băgat dacă ar trebui să renunți la rap? Da? Pe... I'm already doing it. Adică și pe grime, și pe drill, cumva, și pe drum and bass. Urmează să lansăm proiectul FCDNB alături de Gojira și Planet H. Și multe altele. Okay. Veți vedea. Când ai simțit că ai bubuit? Mai am. La ce crezi că se gândesc gâștele înainte să adormă? Au... Această gândire abstractă, gâștele? Da. Ok. Se gândesc la întrebarea câte ouă poate face o găină într-o zi. Poftim. Nu te aștept. Găinile la ce intră? La animale sau la păsări? În coteț. Deci l-ați scos pe lovin, transpirează. Adică e fix. Cu cine din trending ai face o piesă? Nu știu cine este în trending neapărat. Dar zi-mi, dă-mi așa niște nume. Dorian Popa. Mai dăm și niște nume. Țancă Uragan. Mai dă, este cineva din rap este în trending? Norzeatic este în trending? Da, da. Aș face cu Norzeatic. Da. Ce pui întâi, lapte sau cereale? Voi spune chestia asta pentru că e un subiect controversat. În gândirea populară, în cultura populară, de obicei se pun cerealele și apoi se pune laptele. Așa. Dar acum dacă faci laptele la microunde, e deja pus laptele. Și după aia trebuie să pui cerealele ca să fie laptele cald, să se moaie în laptele. E destul de complicat, nu știu. Încerc să pun laptele inițial, dar cum se nimerește de multe ori... Știi ce? Nici nu mai mănânc lapte cu cereale de ceva. Da, e prea mult zahăr, mi-am schimbat alimentația. Da. Aforic sau bin? Bin e metaforic, aforic e protobin. Ai stat un pic, dar ți-a plăcut. Nu, că am înțeles-o la final, îți dai okay. Când te-ai enervat cel mai rău? Când mai pus aleg între aforic și bine. Crezi că dacă era vorba de mai puțin bani, îl mai trăda Iuda pe Iisus? Nu banii au fost... Zici că unde la bani s-au luat? Nu, și de la a învăța noi ceva. Da? Da, moralitatea și lecțiile din Biblie. Astea au fost miza adevărată. Ce nume de scenă ai Scuze, dar trebuia... Să-i zbucnești acum să-ți dă pe aia să o cruce mare pe tine. Trădare! Ce nume de scenă ai mai avut? Nu vezi, ea cu Kintsukuroi. Și înainte zi. Nu, n-am mai avut niciun alt nume. E psihotrop este primul și să sperăm că ultimul nume de scenă pe care... Uh-huh. Dar să vedem. Șansele... Haide! Pe cine crezi că te poți baza dacă ar trebui să ascunzi un cadavru? Am. Nu, am pe cineva, dar nu pot să... Nu-i cunoscut, nu de altă. Primii bani de muzică. Da, am câștigat battle-ul din Constanța și am făcut impresionanta sumă de 200 de lei. Și ce ai făcut? Și nu mai țin minte exact, dar știu că mă întreba lumea mereu. Și ce ai făcut cu banii peste săptămâni, an la rând m-au întrebat. Și ce ai făcut cu... I-am cheltuit în seara, nu știu, am datorii, ce să faci cu 200 de lei? Da, asta a fost, asta e o amintire. Ce joburi ai avut? Funny thing, am avut odată jobul de dactilograf. Ok. Da, ai ghicit. Așa se, exact așa se mimează. Of.
Așa? Și momentan m-am știi cum a zis Travis, start my first label just to sign me, mi-am făcut agenție ca să mă pot angaja copywriter și creative. Da. Yeah. Ok. E acceptabil. Dacă ar fi să ți se dea interzis la intrarea în club, care crezi că ar fi motivul? Am semnat la labelul lui Macanache. O glumă rap. Glumă rap, ok. Păi, labelul se numește interzis. Da. Unde e cel mai ok să umbli complet dezbrăcat? La o plajă de nudiști. Ce rimează cu bacalaureat? Psihotrop, n-ai văzut că am făcut toate rimele de bacalaureat? Hai! Cel mai bun sfat pe care l-ai primit de la părinți? Nu lua sfaturi. Foarte bun sfat. Toți în culți dau citate, citează asta. Ce alegi între Titanic sau 50 Shades of Grey? Nu am văzut 50 Shades of Grey. Deci mergi cu el. Sau ar trebui să-l văd, ce-i drept. E pe watch list. Nu ar trebui. Nu ar trebui. E bine să cunoști și lumea pe care n-ai vrea, din care n-ai vrea să faci parte. Ok. Serios. Dacă ar trebui să schimbi numele, cum te-ar chema acum? Să zicem. Numele din buletin? Uh-huh. Mihai Livrescu. Livrescu. Ce hobby-uri ai? Merg cu bicicleta, alerg dimineața, gătesc. Fac versuri, nu doar rime, să-ți intre în capine. Cu astea. Conduc mașină. Cea mai bună glumă pe care o știi? Nu este cea mai bună glumă, dar e o glumă care mi-a venit recent și este singurul cadru în care aș putea să o zic că e cu rap. Uh-huh. Ce spune un fan battle la crematoriu? Arsură până la moarte. Dai să-l costă-mi de-a băi, mersi mult gluma asta! Tot te bad, Amaru, bravo! Dar nu, de ce? Că-i place. Știi gluma lui Arsură despre Arsură? Mm. El spune că nu-i gluma făcută de el, că au făcut-o alții, dar eu, mi se pare o glumă atât de bună încât cred că el a făcut-o. Yeah. Ce zice Arsură în taxiu? Dumă după dumă. Cum este? Cum e asta? Cred că gluma lui făcută de... Aia, okay. Cea mai bună recomandare de mâncare în București? Supa după Vlad Obrescu, sponsorul acestei emisiuni. Mulțumim mult! Cine are cel mai nasol fanbase? Aparent tot trap-ul românesc mi se pare că are un fanbase destul de volatil, în sensul că they are switching up. Adică mi se pare că, și acum for real, fără nicio glumă și așa, mi se pare că sunt oameni care efectiv își fac tatuaje, unii chiar și pe față, chiar cu artiștii favoriți și după aia, nu știu, se ceartă cineva. Și când e un conflict, ei nu mai ascultă neapărat muzica sau încep să-l înjure, să-și înjure artistul favorit pe care acum un an îl idolatrizau. Ceea ce mi se pare cam nasol, dar asta vine și din lipsa de, nu știu, probabil nu mai aceeași pasiune cu care se ascultă muzica acum sau nu-mi dau seama. Poate că și educația, digging-ul în sine a scăzut, oamenii nu mai caută muzica atât de mult și în ziua de azi, da, cred că fanbase-ul, mai ales că trap-ul fiind ceva relativ nou pentru România, e un pic cam șubred. That's how frumos. I feel it. Crezi în horoscop? Simt că e întrebare perfectă după. Ce să mai... E complicat, n-are... Eu sunt și vărsător. Nu cred în horoscop, adică eu sunt și vărsător și nu cred că e bine să... Sunt vărsător și nu cred în căcatul ăsta. Nu cred că e bine să cred. Dacă ai fi o fantomă și ar trebui să bântui, pe unde te duce? Peste tot. Ești fantomă. Poți să faci absolut orice. Cred că m-aș duce să văd concertele preferate. Unde îmi doresc să mă duc? Și acum aș vizita toată lumea. Mergem în călătorii. Când ai mințit ultima oară? La întrebarea precedentă. I don't know. Care e cel mai greu cuvânt pe care îl știi? Na, nu e cel mai greu. Mm. Kintsukuro. Era acolo. Ce te face să pari bătrân? Stilul de viață. Serios, întreabă-l și pe bune. Uite, un lucru care mă face să par bătrân este că am telefonul, se dă automat pe nu deranjează de la ora 10 noapte. Și nu mai pot să răspund, nu mai răspunde de la 8. Asta e. Mă, și tare dacă erai bune la aici să zic. Da. Păcat că...
Ok, un mesaj pentru Porc TV, care tocmai ți-a văzut bucata de la Urbanism pe care am tras-o întâi. Intrați pe canalul Psihotrop și ascultați Schințul cu Roi. Mulțumim frumos. Dacă vrei tu să mai zici ceva, dacă ai ceva, nu știu. Mulțumesc, Bogdan Drăcea, pentru aceste întrebări memorabile. Eu mulțumesc. Da. Sănătate!